Malele va șuta, nu preferă o pasă la Deac. Deac este cel care șutează și paradă spectaculoasă a lui Micloș. A intuit acea traiectorie a balonului, e golkeeperul Dumbrăviței. Nu este mai inspirat, centrarea lui Zegomeș, Micloș, fault. Un fault la portar. Oho, probleme! Probleme pentru portarul Robert Micloș după ce a fost lovit de un jucător al CFR-ului. Nu mișcă Micloș, intră echipa medicală. Asta mai lipsea, asta mai lipsea. L-a lovit Mistrati pe golkeeperul Dumbrăviței. Balon pentru Deac, nu știu dacă nu e în offside. Frumoasă parada lui Ciui. Da, era în offside Deac. A simțit capitanul CFR-ului că nu este într-o poziție bună, l-a lăsat pe Malele. La finalizare. Superliga vă este oferită de Superbet. Din timpul regulamentar. Da. Balon interceptat foarte bine. Atenție la Pașcalău. Pașcalău! Puțin pe lângă poartă. De astăzi, într-o lună, acest puș va împlini 7 ani și a fost foarte aproape să marcheze în poarta campioanei. A șutat cam moale, dar din prima n-a avut nevoie de pre...